Un bărbat în vârstă de 32 de ani a murit seara trecută într-un accident rutier produs pe DN1 în județul Prahova, în localitatea Bărcănești. Din primele cercetări a reieșit faptul că un autoturism care era condus de un tânăr în vârstă de 26 de ani, polițist aflat în timpul liber, ar fi acroșat un bărbat în vârstă de 32 de ani, care s-ar fi angajat în traversarea părții carosabile pe bicicletă. În urma producerii accidentului a rezultat decesul bărbatului de 32 de ani. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, conform procedurii, a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.